Salut! Astăzi aș vrea să-ți povestesc despre niște revelații de ale mele legat de multitudinea de lume pe care am văzut-o la evenimentele de dezvoltare personală. Și anume, în ultimii câțiva ani deja am trecut de peste 40.000 de oameni care au fost la evenimentele noastre și am tot observat ce fel de oameni, comportamente, atitudini poți să găsești în public. Mai ales când vorbim de zona asta de dezvoltare personală, zona asta de autocunoaștere, de, în cazul meu, inteligență emoțională, dar am tot observat și la alte evenimente unde poate erau tematici mai diverse, ce atitudini sunt, ce comportamente sunt la oameni. Și ce pot să spun este că în orice context ai merge și la orice eveniment de dezvoltare personală ai fi, o să fie acolo așa zis și hateri. Adică acele persoane care au senzația că le știu mai bine decât oricine pe toate, au senzația că informațiile pe care ei le dețin sunt adevărul absolut și care vin doar să vadă ce știe ăsta. Adică vin pur și simplu să bage de mine și unii nu neapărat au starea asta de hater, să zic așa, de ură sau de război cu cineva, dar poți să-ți dai seama că este genul acesta de persoană dacă un anumit subiect, la un moment dat, îi atinge ceva punct sensibil și începe să intre în contră. Și am avut de nenumărate ori persoane care, după ce prezint o idee sau un concept la o conferință pe care eu organizez, pentru care am studiat, am lucrat și am ajuns într-un fel sau altă autoritate într-un domeniu, vine și spune, eu nu sunt de acord cu chestia asta. Și de multe ori stau așa și mă gândesc, stai puțin, cum e că nu ești de acord cu chestia asta? Adică, înțeleg că nu ești de acord cu anumite lucruri și este foarte normal. Ce nu este foarte firesc este să mergi la un eveniment și să încerci să corectezi speakerii care sunt pe scenă. Adică, chiar dacă nu ești de acord cu anumite principii, dacă tot mergi la un eveniment de dezvoltare personală, îți recomand să mergi cu o stare de deschidere, de drag, de, nu știu cum să zic, măcar de curiozitate. Recomand tuturor acest lucru, nu neapărat celor care vor să fie sau să pară cel puțin mai deștepți decât tot restul, dar să știi că o să fie oameni de genul acesta și o să fie persoane care în pauză o să vină la tine și o să înceapă să critique speakerul, o să înceapă să zică tot ce nu face bine speakerul respectiv, toate lucrurile pe care, nu știu, ar putea să le facă mai bine și e în regulă, adică am învățat de la începutul public speaking-ului că 10% din sală o să te iubească oricum, 10% o să aibă oricum o stare de ură și undeva 80% o să fie persoanele care rămân, să zic așa, lucide. Și prima categorie sunt ăștia care cred că le știu mai bine și simt nevoia să intre în contră și chiar să provoace speakerul. Și probabil că ai dus și tu la evenimente oameni de genul acesta care pur și simplu simt nevoia să exprime acest dezacord. E în regulă, vorba colegii mele, ai grijă cu cine te iei în gură. Ai grijă cu cine intri în război, pentru că s-ar putea ca acea persoană de pe scenă să fie un pic mai bine documentată sau poate, nu știu, autoritate într-un domeniu, poate chiar să întoarcă toată sala împotriva ta dacă știe cum să gestioneze o situație. A doua categorie de persoane sunt cele despre care spuneam că o să te iubească orice ai face, adică aia la 10% cum ar veni, care o să aibă o atitudine de, știu, oarecum idolatrizare de Dumnezeule, ce totul este perfect și wow, ce informații și mamă, ce am înțeles și acum totul, toată viața mea se schimbă și tind să primească tot, nu neapărat cu deschidere, ci chiar cu naivitate. Adică genul acela de persoane care merg la toate evenimentele de dezvoltare personală, toate lucrurile spirituale și totul este extraordinar și toate informațiile le schimbă viața în fiecare zi. Și, de fapt, viața lor nu neapărat tinde să se schimbe și i-am văzut de foarte multe ori pe mulți în diverse contexte care sunt cam în același loc în viața lor, dar ei au impresia în continuare că fiecare eveniment le schimbă viața pentru că au starea asta de wow, ce fain e nou, ce interesant, totul este perfect. Și mai sunt majoritatea oamenilor care, și acolo se împart în două categorii, sunt persoane care vin la un eveniment sau merg la diverse evenimente și iau informațiile de acolo, realmente cu o stare de deschidere, de luciditate, de curiozitate, de relaxare, după care nu fac nimic, ci pur și simplu pleacă cu acele informații și au senzația că pentru că au înțeles niște lucruri, atunci gata, niște aspecte se vor schimba în viețile lor.
Evident că aceasta nu se întâmplă, sau cel puțin nu în primii 20-30 de ani, ci poate după aceea, dacă ți-ai hrănit mintea suficient de mult, dar dacă faci doar asta, nu ajunge. Și mai este o categorie de oameni care, în general, nu ies în evidență. Nu spun mare lucru, nu vin la mine uneori nici măcar la final să mă întrebe lucruri. Îi văd gândiți de-a lungul conferinței, îi văd așa interiorizând lucruri și vin la mine după 6 luni, un an, 3 luni, când vin din nou poate în orașul lor sau, nu știu, avem o discuție într-un webinar sau ceva de genul acesta și care îmi spun: Zoltan, să știi că am luat o metodă din conferința ta, am aplicat-o sau, nu știu, m-am înscris în programul online și am aplicat metodele de acolo și viața mea este realmente schimbată. Sau pur și simplu oameni pe care nu-i cunosc neapărat din niciun context vin la un eveniment cum am pățit în Timișoara, unde la seara de inteligență emoțională, unde am fost împreună cu Cami, a venit cineva și mi-a spus: Zoltan, îți mulțumesc că mi-ai salvat relația de cuplu, dar eu eram cel genul, zi-mi și mie ce am făcut, că nu știu exact. Și mi-a spus: uite, ascult podcasturile tale, am aplicat lucrurile pe care le-ai recomandat acolo și am obținut niște rezultate și, într-adevăr, am înțeles cum funcționează și ce se întâmplă în relația mea de cuplu. Și oamenii aceștia, practic, această parte din toți cei care mă ascultă și mă urmăresc, sunt cei pentru care fac în continuare ceea ce fac. Adică acele persoane care își rănesc mintea și aplică niște lucruri și obțin rezultate și, într-adevăr, fac o schimbare în viață. Și mulți mă întreabă: Zoltan, cum reziști? Cum faci față acestor situații în care cineva, de exemplu, se leagă de tine chiar în timpul conferinței? Sau persoane care scriu articole, am mai pățit, destul de denigratoare, să zic așa, sau vin tot felul de persoane cu o grămadă de feluri de feedback-uri de ce aș putea să fac mai bine, alții vin și mă laudă constant și îmi spun: uai, totul este extraordinar din ceea ce faci, și sunt unii care poate nici măcar nu se bagă în seamă, ci pur și simplu vin și pleacă de la eveniment. Cum reziști cu atât de multe tipuri de oameni și toate informațiile astea și de ce faci mai departe când vezi că mulți chiar nu aplică nimic sau mulți se împotrivă sau mulți doar ascultă și pleacă cu informațiile respective? Și să știți că ceea ce fac, fac în continuare pentru acele persoane care iau o bucățică, nu contează de care, că este un podcast, că este un articol, că este, nu știu, un live pe care îl fac sau programul online sau o metodă pe care am spus-o, nu știu, în ceva context, iau ceva, pun în practică și obțin niște rezultate. Și împlinirea mea foarte mare este atunci când vin persoane la mine sau îmi scriu pe Facebook sau într-un fel sau altul am contact cu ei prin colegele mele, feedback-uri din programul online, cu persoane care îmi spun: am aplicat și ceva s-a schimbat, văd rezultate. Și dacă sunt doar câteva persoane de genul acesta, de fiecare dată când merg într-un oraș unde mă aud sute de oameni, o să fiu împlinit. Și îmi doresc foarte mult ca și tu, cel care mă asculți, să fii o persoană de genul acesta. Adică, dacă tot ai acces la atât de multe informații, deschide-ți mintea, relaxează-te, nu lua de-a gata totul, dar pune în practică ceva, orice, cât de mic, un exercițiu, o metodă, un sfat, orice care ție se potrivește, pune în practică și fă o schimbare în viața ta. Și în momentul în care o să am un mesaj de la tine sau o să am un, nu știu, orice fel de feedback din partea persoanelor care au aplicat cele metode pe care le tot spun și pe care le tot predau, o să am și mai multă energie și o să fac și mai multe lucruri. Și da, îmi doresc să ajung la cât mai mulți oameni, îmi doresc să ajungem să predăm inteligența emoțională la copii, îmi doresc să ajung să aduc în fața voastră și alte cunoașteri pe care le am, cum a fost, de exemplu, astrologia pentru cei din programul online sau tehnicile de liberare emoțională. Îmi doresc să ajung cu toate aceste lucruri la oameni și da, de fiecare dată când primesc câte un feedback de la genul de oameni care pun în practică, aplică niște lucruri și obțin rezultate, mă simt din ce în ce mai motivat, mă simt din ce în ce mai împlinit să fac în continuare ceea ce fac. Așa că îți mulțumesc pentru susținerea ta, îți mulțumesc pentru eforturile pe care le faci, îți mulțumesc pentru simplu fapt că informațiile pe care ți le ofer din experiența mea, din cunoașterea pe care o am, poate le-ai dat mai departe și poate ai ajutat și tu pe cineva. Făcea un calcul una din colegele mele că simplu fapt că i-a învățat niște lucruri de la mine și le-a dat mai departe la iubitul ei, care i-a dat mai departe la familia lui și ea mai departe la familia ei, 10 persoane au observat schimbări
în comportamentele lor, în relațiile lor, în atitudinile lor, prin simplu fapt că acest gen de informații ajung la o persoană sau la alta. Așa că îmi doresc și îți mulțumesc dacă le dai mai departe și din nou mulțumesc că faci parte din comunitatea Reflect și că într-un fel sau altul contribuim împreună la a face lumea asta mai bună prin toate evenimentele, prin toate eforturile, prin momentele noastre mai bune sau mai puțin bune, dar așa, om cu om, așa câte un pic, pas cu pas, o să facem lumea mai bună. Îți mulțumesc și să ai o săptămână genială. De data asta chiar de primăvară.